Salut, camarazi! Adică vă vorbesc cu fața în soare, că e cam răcoare să mai mă mângâie razele soarelui. E dimineața de vreme, soarele învingător de-abia s-a ridicat, nu are prea multă putere. O să vă vorbesc despre o legendă a lumii interlope și a pușcăriilor din România. O să vă vorbesc despre cineva din garda veche care a fost și legendă și a rămas, să zic așa, de neuitat în lumea interlopă la confluența, schimbarea regimului comunist, neocomunist, deci în decembrie 89. E vorba despre cineva din garda veche, e vorba despre Cezar Nichita, o legendă a lumii interlope ante-revoluție și după revoluție. Cezar Nichita era supranumit regele pușcăriilor și cel mai apropiat prieten al lui era Dambara Zismutu. La început se știau așa, fugitiv, la un moment dat Dambara îi murise tasul și nu purta doliu, știi, Dambara Zismutu. Și a intrat în cârciumă, s-au întâlnit acolo și ăla n-avea doliu, adică banda aia neagră pe piept, știi? Și Cezar Nichita i-a zis, cum bă, a murit tactul și nu porți doliu? Și ăla s-a uitat la revers și a văzut că n-avea. Ce băi, ce mi-a schimbat sacoul și n-am fost atent. Și l-a scuipat în față Cezar Nichita. Și ăla Damut i-a zis, bă, Cezare, decât să mă scuip, mai bine dă-mi un pumn, știi, că mă simt ca o zdreanță când mă scuip. Și ăla l-a mai scuipat odată. Îl disprețuia pentru că murise tasul și nu avea bentița neagră la rever. Până la urmă ia Cezar Nichita, zice, bă, te scuip, că așa vreau eu. Și până la urmă i-a sărit capsa lui Damutu, i-a tras un pumn cu toată forța și a căzut Cezar Nichita ca un fulg la pământ. A fost prima dată, adică Mutu a fost primul care l-a doborât pe celebrul Cezar Nichita. Ca să intri în gașca lui Cezar Nichita, trebuia să impresionezi și pe el, și pe șefii mafioși, și pe șefii de cartiere, că așa era pe vremea lui Ceaușescu. Orice cartier avea șeful lui. Dar Dambara Zismutu avea o forță impresionantă în mâna dreaptă. Dacă lovea o dată, două săptămâni nu te mai trezeai, știi? Ca să intri în cercurile astea, în zona lui Cezar Nichita, trebuia să faci și probă de sinceritate, de încredere și de loialitate, bineînțeles, pe lângă forța pumnului. Cezar avea și el o forță ieșită din comun în pumnul drept, dar era de o puturoșenie proverbială, era foarte leneș. Nimeni nu l-a văzut vreodată alergând pe Cezar Nichita, doar la bătaie s-a animat, știi? Nu era frică să se bage nici între 20 de oameni să se bată cu ei, deci avea un fel de dambla a lui. Când îl dobora pe unul, îl bătea cu piciorul până îi se umfla piciorul, și adică îl bătea cu piciorul în față când era căzut la pământ, până îi se umfla piciorul și nu mai putea să mai meargă. Nu-i sufera pe bronzați și pe pletoși. Pe unde îi prindea, îi bătea groaznic și pe bronzați și pe pletoși. La pușcărie, vă dați seama, a băgat destulă, mergea ca la nuntă. Toată lumea știa de frică, era regele pușcăriilor, până și-a găsit nașul pe Mutu, dar după aia au devenit prieteni. Așa. Cezar Nichita era etalonul de bărbat adevărat, să zicem așa. S-a ridicat singur pe puterile lui, a murit la 65 de ani, a fost o legendă. Prin forța și prin felul lui de a fi așa
cum să zic, bărbat adevărat a cucerit respectul tuturor. Tatălui venise din Cernăuți și avea și el tot așa o putere extraordinară în pumnul drept, probabil că era o moștenire nativă. A rămas în memoria oamenilor ca un bărbat de onoare bazat doar pe el, nu ca cei de astăzi, șmecherii de azi, bombardierii care s-ar 6-7 pe 1. Sunt încărăcit că unde dorme curent. Șmecherii de azi s-ar 6-7 pe 1, rup ăla cu bătaia și după aia se laudă că au fost viteși. În zona asta în care, adică în lumea asta în care a trăit Cezar Nichita, erau și Coco Angel, erau și Gigi Boieru și Fane Sporitoru, ca să zicem așa, vechea gardă. Cezar Nichita a lăsat o fată și un băiat, dar băiatul nu s-a ridicat la nivelul lui, mă rog, întotdeauna la fiilor le e greu să egaleze pe părinți. Așa, când cădea la pârnaie, era viața mai așa, mai întunecată, dar el era oricum regele, era sora lui Paura care căra pachete la pârnaie. El, cum v-am zis, era garda veche de dinainte de revoluțiile, când manevrele, combinațiile se făceau pe cuvânt, fără țepe ca astăzi. Oamenii erau mai, cum să zic așa, mai onești, chiar dacă erau interlopi, erau mai onești, se făcea totul cu o strângere de mână. Ei se băteau unul la unul, față în față, deci care se băteau parte în parte, nu ca astăzi, când nu mai există onoare, nu mai există, totul e să-l dobor pe ăla la pământ, chiar dacă sunt 10 contra 1. Oamenii ăștia erau bazați doar pe ei și făceau drumul în viață singuri, fără niciun ajutor de la nimeni, aveau capacitățile lor, erau, ca să zic așa, plini de încredere față de ei, v-am zis, intra și ieși singur între 20 și se bătea cu ei, deci omul probabil că avea și o doză, o mică doză de nebunie, că nu se poate, dar cum să zic așa, toți ăștia, bombardieri, interlopii, sunt în general cam heirupiști. Mi-aduc aminte că genosul de la Târgoviște a pus vreo 5-6 ani să-l bată cu un copil în gratii la Rahova, până i-au spart fața, l-au distrus complet, erau 5-6 contra copilul ăla care nici nu era bombardier, era statură potrivită, construcție potrivită. Deci mi-a lăsat un gust amar treaba aia, deci sunt legende care au dispărut, oameni care se băteau cavalerește, să zic așa, parte în parte, nu ca astăzi când totul a degenerat, că nu mai e onoare, nu mai e cinste, totul e să câștigi, nu contează că s-ar 20 pe 1. Deci, camarazi, v-am povestit un mic fragment din viața lui Cezar Nichita, supranumit Regele Pușcăriilor, un om care și-a făcut drum în viață de unul singur, fără ajutor. Sper că v-a plăcut. Rămânem precum catarii, umăr la umăr, pe drumul vieții. Pa, camarazi!